Bă, nu știu oamenilor dacă se aude. Deasupra mea sunt niște copii. Dar mai anormal, cred. Parcă se dărâmă tavanul în capul meu. Nu știu câte, dar așa e în fiecare zi. În fiecare seară, cel puțin. Deci în fiecare seară duduie tavanul și se aude efectiv cum vorbesc toți. Nu știu, și vecinii aud și cum scârție ușa la vecinul și toate lucrurile astea. Parcă sunt din carton pereții ăștia, nu știu, din rigid, deși sunt normal, dar nu știu ce material au ăștia. Fine. Bă, de ce duduie, nu știu dacă se aude. Da, vă salut, bine v-am regăsit la un nou videoclip după încă, nu știu, vreo 2-3 săptămâni de când am filmat. Aba nu, o săptămână și ceva. Da, cam aproximativ o săptămână m-am hotărât să fac un video. De fapt, după o lună m-am hotărât să fac un Q&A pentru că e aproape o lună de când am filmat videoclipul acela în care v-am spus că m-am mutat în Germania. Și nu e o glumă pentru cei care nu cred asta, nu sunt în vacanță, sunt mutat, sunt în Germania. Îmi cer scuze pentru lumina proastă, că mă văd portocaliu, galben, nu știu, mă văd foarte aiurea. Ideea este că n-am nicio lumină, n-am nicio lampă, doar veioza asta, că nu pare a fi un bec normal, zici că e o veioză atârnată pe tavan. Dar în fine, astăzi o să vă răspund la cele mai des întâlnite întrebări din ultima perioadă, care mi s-au adresat în comentarii. Așadar, o să răspund la cele care mi se par mai de bun simț, mai pertinente și la care vreau să răspund, pentru că nu o să răspund dacă consider că e ceva. Bă, frate, duduie, de să aleargă, să joacă, sunt copii, îmi dau seama, bă, dar se aude rău de tot, asta e problema. Se opresc pe la 9-10 seara, așa, încep să se mai oprească, îi bagă la somn părinții. În fine, deci astăzi o să fie un Q&A, mi-a cerut să fac un Q&A. Păi toți vibrează, toți, sunt la etajul 14 și deasupra e 15, da? Ca să înțelegeți. Și sunt 21 în blocul în care stau eu, un bloc tur. Bun, sunt și foarte multe întrebări care nu cred că și-au rostul, sincer să fiu. Dar mă întreabă foarte mult de câți bani câștigi aici, ce muncești și lucruri de genul ăsta. O să vă răspund la întrebările la care consider, după cum am spus. Așadar, haide să le iau, nici nu știu în ce ordine, pur și simplu o să le iau fix, deci la video ăsta, da? La video în care v-am anunțat că m-am mutat în Germania. Respect pentru muncă, ok, mulțumesc și așa mai departe. Sunt comentarii la care le-am mai răspuns, dar o să răspund și public aici, la o parte dintre ele. Sunt persoane care mă susțin, persoane care sunt împotriva mea, pentru faptul că am ales să muncesc în afară pentru o perioadă scurtă de timp. Nu m-am mutat definitiv, ca să lămuresc treaba asta, deci nu m-am mutat definitiv, am și spus că nu mă mut definitiv, dar am prins un loc de muncă bun pe care îl amân de vreo 2-3 ani de zile, pe care l-am refuzat, să zic așa, în trecut, într-un mod indirect și acum am zis nu, că ar fi timpul să mai schimb treaba asta și să merg să muncesc și eu în afară. După ce am mai făcut treaba asta în urmă cu fix 10 ani, în 2014, pentru o întreagă vară, dar atunci eram student, am lucrat în Grecia și... Da, acum din nou. Dar, haide să răspundem la întrebări. Nu am niciun script, nu știu la... Stați așa, că sunt foarte multe comentarii de genul acesta legate de decizia pe care am luat-o. Mă întreabă... videoclipuri de la sală. O să încerc să fac și videoclipuri de la sală. Probabil se vede pe mine o mică schimbare, că nu m-am reapucat, că niciodată nu m-am lăsat de sport. Au fost întrebări pe Instagram și pe TikTok. Am început să postez foarte multe mici clipulețe, shorturi. Pe rețelele de socializare, dacă mă urmăriți și acolo, Instagram-ul și TikTok-ul și Facebook-ul, pe care le aveți oricum în descriere. Ideea este că nu m-am lăsat niciodată de sport, doar că, într-adevăr, am mai slăbit, acum se vede, cred că am mai pus o leacă pe mine din nou,
pentru că am revenit la sală, dar niciodată nu m-am lăsat de sport sau de sală, doar că nu am avut timp să mai trag atât de mult ca înainte, datorită faptului că eram foarte ocupat și de asta am și ales să-mi schimb puțin jobul, pentru că nu mai aveam efectiv timp pentru nimic. Nici măcar pentru mine. În primul rând pentru mine, absolut deloc. Și asta a fost decizia principală pentru mine și pentru familia mea, în primul rând, pentru că a fost o decizie pe care am luat-o împreună cu soția mea, cu familia, nu am decis singur, nu am plecat, nu suntem despărțiți sau lucruri de genul acesta, dacă vă puneți întrebările astea. Absolut, în niciun caz. Da. Fă un câine, ok. Acum răspund. Deci, acum 2 săptămâni întrebarea asta. Bun. Revelionul să-l faci acasă? Nu. Revelionul l-am făcut aici. Și Revelionul și Crăciunul l-am făcut aici, din nefericire, pentru că, fiind nou la locul de muncă, nu-mi permit încă să plec acasă, nu-mi permiteam cel puțin atunci de Crăciun, de Revelion, că n-aveam un anumit timp de când aș fi fost. Dar urmează să plec acasă, probabil când o să pun video-ul ăsta, deja o să fiu acasă, sau ceva de genul, nu știu sigur, adică o să fiu o perioadă acasă. Am și spus, am ales jobul pe care îl am în momentul de față datorită faptului că îmi permite să fluctuez între acasă și aici destul de des, chiar foarte des, față de majoritatea românilor care pleacă în străinătate pentru un an în general, adică vin o dată pe an, pleacă permanent și vin o dată de 2 ori pe an dacă reușesc. Ei bine, eu pot să vin la o lună, la o lună jumate, la 2 luni sau mai mult decât asta, pot să vin și la 6 luni dacă n-am chef să vin. Dar având familie, animale, casă, copii și așa mai departe, bineînțeles, că prefer să vin mai des. E un plus, un plus, dar înțelegeți voi, financiar, că faci un drum, poate, dar asta este, îmi doresc lucrul acesta. O să mai faci videoclipuri cu găini, păsări și așa mai departe. Da, o să mai fac pentru cei care mă urmăresc pe canalul secundar, pe canalul Viața la Țară. Da, voi mai face videoclipuri, clar. Când voi fi acasă, voi face, nu știu, dacă reușesc, mai multe videoclipuri. Nu că dacă reușesc. Ăsta e planul. Nu o să filmez în fiecare zi, bineînțeles. Dar planul este, ca și înainte, cum îmi făceam eu timpul, cum îmi făceam videoclipurile ca să pot să am timp și lumea zicea că filmez în fiecare zi. Ei bine, într-o singură zi filmam 5 clipuri, dacă reușeam. Și asta voi face, să presupunem, unul la porumbei, unul la găini, unul la iepuri, unul în care vă mai prezint noutățile. Se adunau mai multe videoclipuri pe care le puneam treptat. Și asta urmează să și fac. Poate mă mai duc la vreun prieten, la vreun crescător la care să mai filmez. O să fie și expoziții în perioada asta cât voi fi acasă, dar nu știu sigur dacă o să reușesc să ajung la vreo expoziție. Va fi mai dificil pentru că am multe planuri pentru acasă și, na, în primul rând pentru familie. Așa, bun. Maria Emilia, nu crezi că e greu Sabinei și soacrei cu animalele și 2 copii care sunt încă destul de mici, plus că dacă vii acasă o dată la lună, o lună așa, nu crezi că ți este dor? Ba, clar mi este dor, cel puțin în ultimele 2-3 săptămâni am început să număr zilele și abia aștept să mă duc acasă. E normal să-ți fie dor încă din prima zi, oricând, dar față de înainte, ia se aude ecoul ăsta tare, n-am găsit alt cadru, dacă ați observat și cadrul cu tabloul ăsta pe care l-am în camera asta, așa a fost pus, ăsta e dulăpior unde mai țin eu câteva din lucrurile mele. Și cam scârție tabloul ăsta, stai bă pe loc, nu mai scârție, sper să nu cadă. Da, e cu Mickey Mouse, interesant, drăguț, niște tablouri foarte ciudate aici, dar simpatice, adică nu e ceva urât. Și da, clar mi este dor de familie, mi este cel mai dor, normal, și de animale, și de tot, și efectiv de România în sine. Deci, efectiv, locul în care mă aflu, mă deprimă, nu munca, nu oamenii, ci vremea. Vremea de aici, din zona asta, mă aflu în Bremen, aproape de Marea Nordului, la o oră, Hamburg, zona asta. Orașul în sine e frumușel, ai ce face, poate, vara. Dar de 2 luni și ceva de când mă aflu aici, mai am foarte, foarte puțin, vă zic acum, într-o săptămână plecat acasă, e urât, e oribil. Vremea plouă, în continuu plouă și ceață și așa mai departe și mă deprimă. E o umiditate foarte urâtă, am mai spus anterior și în celelalte clipuri. Dar asta este partea a doua, n-am ce să-i fac și plus că e ziua foarte scurtă. Dar sunt la muncă mare parte, după care mă duc la o cumpărătură, mă plimb dacă reușesc,
sau la sală, în principal. Și cam asta ar fi o rutină. O să fac poate un video cu rutina mea simplă, că n-am ce face și ce mai fac pe acasă, prin cameră, că mai am pe aici niște paralele, niște, mai fac niște exerciții. Adică mi-am luat de acasă niște benzi elastice, mi-am mai luat una alta pentru sală, plus că mi-am cumpărat de aici niște paralele pentru un cameră aici, să mă destind, să zic așa, când am nevoie, când simt că nu merg la sală, poate. Așa. Bun. Așa, deci îi va fi, sau ca oricărui om, clar, când pleacă soțul sau soția sau cineva în altă parte la muncă, clar e puțin mai greu la început, dar te obișnuiești și înainte de a nu fi acasă, adică lucram, întotdeauna am lucrat, dacă nu știți lucrul acesta, de când am terminat facultatea, la o lună m-am angajat, asta fiind acum 9 ani, adică după ce am terminat masterul, nu facultatea, masterul de fapt, atunci m-am angajat, imediat după ce am terminat masterul, și de atunci muncesc, în continuu. Și fiind plecat de acasă și înainte, Sabina tot cu copiii, cu animale, veneam, îmi făceam treburile și așa mai departe, printre care și filmam atunci când puteam. Este normal, ca orice om. Doar că-s puțin mai departe, puțin la vreo 2000 și ceva de kilometri de casă. Dar asta este treaba. Așa, crede-mă, din propria experiență e foarte greu și câștigi o sumă mai mică de bani, poate mai puțin în România și așa mai departe. Nu am înțeles comentariul tău, așa este poate în ceea ce spui. Dar lucrurile sunt mult mai, văd că și cineva aici, Daniela, a răspuns, să ne plângem de dor sau să punem mâna și să facem. Corect, exact, asta e ideea. Cu sacrificii mai facem totul. Și asta, mă repet, o lună, două nu e mult față de 6 luni, un an, cum nu-și văd unii chiar 2 ani, 3 ani copiii și stau foarte mulți ani plecați în străinătate. Nu, la mine nu e cazul ăsta. Dacă eu vreau mâine să plec, păi mâine plec, nu mai stau. Adică, ca o idee. Lucrez cu acte, lucrez cu tot ce trebuie, nu lucrez la negru, sunt angajat cu carte, cu tot, tot, tot. Doar că e un program mai flexibil, aș putea să zic așa, și e super ok treaba asta, de asta am și ales. Bun, legat de pensie, de chestia asta, în continuare, este o părere. Și mă bucur pentru această părere, dar și o respect, este normal. Când vei veni din nou în România? Suntem în ianuarie acum. Și acum, în ianuarie, vin acasă, peste o săptămână din momentul ăsta. Dar nu vreau să zic data, nu vreau să zic lucrurile astea. Oricum, în ianuarie, februarie, o să fiu pe acasă o perioadă de timp, după care vin, plec și așa mai departe. Asta depinde, nu știu când voi pleca data viitoare, nu știu când voi veni fix înapoi și lucrurile astea. Și nici nu vreau să le discut neapărat, că nu are niciun rost. Vei mai posta videoclipuri cu animale și reptile? Da, am mai spus. O parte din reptilele mele le-am dat lui Alex. Mi le-a cazat pentru o perioadă de timp, de fapt tarantulele și anumite animale, șerpii. În schimb, acasă am toate șopârlele, broasca, pacman, țestoasa, cameleonul și multe altele. Sunt toate acasă, bineînțeles. Și da, se ocupă Sabina de ele, fără nici o problemă, sunt perfect sănătoase, mă văd cu copiii și cu animalele în fiecare zi sau oricând am chef să mă văd de 10 ori pe zi dacă aș dori lucrul ăsta, dar nu la muncă, acasă în principal. Și pot să văd și animale, să-i mai explic ce mai trebuie, dar se descurcă foarte, foarte bine. Ok, o să te duci la pește în Germania, aș vrea și am plănuit treaba asta. O să încerc cu, sunt cu Răzvan, dacă ați văzut vlogul, și el pescar și are și permis și trebuie să-mi fac și eu permisul și să plătim aici o lună, am înțeles undeva la vreo 30 de euro sau 15 euro sau ceva de genul pentru o lună sau pentru perioada cât vrem să pescuim pe râuri și e pește aici, am colegi care pescuie și e bombă, mi-au zis, și abia aștept și sper să reușesc. A zis cineva că arăți fără barbă mai tânăr. Probabil, nu prea am luat barbă în general, dar poate n-apuc să mă bărberesc, nu am chef, nu știu, încerc să mai las uneori cioc, depinde cum mă apucă. Așa, cât timp o să stai în Germania? Nu am un plan anume cât o să stau. Am zis că vreau să văd cum este, dacă îmi place și neașteptat îmi place mai mult decât mă așteptam.
nu vremea, v-am zis, oamenii cu care lucrez, colectivul, munca pe care o fac, cam tot la lucru. Adică îmi place, e neașteptat de plăcut locul de muncă. Nu e muncă fizică, dacă vă întrebați treaba asta. Adică e muncă fizică, dar nu e muncă fizică la construcții de care vă gândiți sau lucruri de genul acesta. Dar ce muncești acolo în Germania? Foarte multe întrebări legate despre ceea ce muncesc, foarte mulți curioși. Da, domeniul în care lucrez este unul, pot să zic, total diferit față de ceea ce am terminat eu în facultate, dar care neașteptat îmi place foarte mult. Mai exact pot să zic că lucrez, nu că pot să zic, asta și fac, lucrez în domeniul automobilelor. Mai exact într-o anumită fabrică, nu vreau să spun ce, cum și alte detalii, nu că nu aș avea voie, ci pentru că nu vreau să spun lucrul ăsta sau să mă laud cum ar crede unii, la o fabrică, nu e fabrică, da, e fabrică de mașini foarte mare, un brand foarte cunoscut, și lucrăm în industria automobilelor, cam asta ar fi denumirea a ceea ce fac. E un mediu foarte plăcut, foarte relaxat, care neașteptat m-a făcut să realizez că pot să lucrez într-un mediu mult mai calm și să nu mai fiu agitat cum lucram înainte. Adică cum lucram înainte. Eu de fel sunt agitat în general și încerc să mă schimb pe mine ca să pot să mă îngraș la loc, pentru că eu o slăbesc foarte repede pe fond de stres, că mă stresez, că vreau să fac foarte multe lucruri într-un timp scurt și mă stresez ca prostul din nimicuri, ce nu ar trebui în general să mă stresez. Dar mi-a așteptat de vreo 5-10 ori, pot să zic că nu mă așteptam ca jobul ăsta să-mi placă și pe care l-am amânat o perioadă pentru că eram nesigur pe mine dacă o să mă descurc sau dacă o să-mi placă sau cum o să fie. Este mai ok decât mă așteptam. Și cam atât pot să vă zic. Unde dai artificii și petarde, unde am postat câteva videoclipuri pe canalul Pirobo, adică de aici, de peste tot, de unde reușesc, mi-au mai rămas câteva. Nu știu când mai am timp să filmez, o să mai vedem. Așa, ce fac păsările și animale? Fac foarte bine, sunt sănătoase, sunt acasă, abia aștept să le văd și pe ele, să le filmez, să vă prezint noutățile. Și cam asta e iarna, acum nu fac foarte bine, penajul e complet, sunt frumoase acum să zic în perioada asta că sunt complete. Dar, na, bă, ce mai speție asta? S-au oprit copiii, gata, cât e ceasul? E 9 seara, aproape, fără câteva minute. V-am zis că se opresc pe la ora asta. Se mai aud puțin vorbind, jucându-se, dar nu mai sar, nu se mai agită așa tare. Salut, locuiesc și muncesc în Bremenhaven, la 50 de km de Bremen, Laurențiu Popa, te salut, eu sunt în Bremen și am fost în Bremenhaven, am fost la zoo, dacă ai văzut, m-am plimbat pe acolo și vreau să mai vin în Bremenhaven, să văd când mai prind o zi liberă, că va trebui să-mi iau o zi liberă întreagă pentru asta, pentru că este acolo, în acel mall de pe faleză, clădirea aia care e ca un cerc așa imensă, care de fapt este un fel de, din ce am înțeles că m-am dus să mă interesez, durează vreo 4-5 ore turul, dar mi se pare foarte interesant pentru că te duce prin vreo 4-5 continente, prin anumite camere, e foarte interesant, nu mai știu cum se numea, dar chiar vreau să merg acolo. În ce domeniu lucrezi, Maria, am spus, în domeniul industriei automobilelor, pe românește. Nu am renunțat la canalul Viața la Țară, mă întreabă cineva dacă l-am renunțat. Nu știu cât o să stau în Germania, poate o să stau 2 luni, poate o să stau 4 luni, poate o să stau un an, nu știu. Planul este că nu vreau să stau nedeterminat, nu mă mut, bine, este nedeterminat termenul cât o să stau, dar nu vreau să stau ani de zile, nu vreau să mă mut aici și cu atât mai mult în ultimele săptămâni când văd cât e de urâtă vremea asta, abia aștept să mă întorc în România și niciodată nu mă voi muta aici. Permanent. Niciodată nu vreau așa ceva, cel puțin nu în partea asta de Germania. Dar nici în Germania, efectiv, nu știu, mi se pare tot foarte, foarte aiurea. Da, ok, poate e infrastructura e țuț, n-am ce comenta, în mare parte. Oamenii, na, scap peste tot, că sunt mai mofturoși, că nu mă interesează, n-am avut tangențe, oamenii sunt ok, adică lucrez cu oameni de tot felul și cu nemți în principal, dar problema principală e vremea. Și casele, clădirile, care cel puțin în zona asta sunt
și peste tot. Sunt foarte posomorâte, închise la culoare, nu au pic de viață parcă. Da, au verdeață foarte multă prin curte, n-am ce comenta, parcuri pe străzi, pomi, veverițe, iepuri pe străzi, efectiv, iepuri, șobolani și veverițe. Nu scrii, nu pisici vagabante, rar la o lună dacă am văzut o pisică traversă în strada dintr-o curte, poate, dar pot să zic că veverițe spre aproape toate străzile și niște iepuri ciudați mai mici, nu sunt iepuri nici de rasă, nici sălbatici de aia mari de câmp ca la noi, sunt niște iepuri care habar n-am ce iepuri sunt. Și traversează strada și mi-e frică să nu-i calc cu mașina, la propriu. În ce țară lucrezi? În Germania, am zis de vreo 10 ori. Așa, mai trăiește cameleonul, trăiește cameleonul. Mamă, deci foarte mult, deci în ultimele săptămâni m-ați pamat cu ce face Sorin Orza. Ce face? Trăiește, e bine, am vorbit zilele trecute, e în viață, e sănătos, e foarte ok. Ca să vă răspund, dacă ați urmărit video până aici, Sorin este sănătos, e bine și o să revină și pe YouTube. Nu știu dacă trebuia să le spun asta Sorine, dar oricum, o să revină. Când? O să vedeți. Fiți cu ochii acolo. Dar e sănătos, e în viață, e bine, nu are absolut nimic. Așa, animăluțele cu cine au rămas? Cu familia, bineînțeles. Ce muncești, am spus. Erai mai tânăr acum, nu știu de ce, arăt mai tânăr. Arăt mai tânăr, nu știu, mi s-a mai spus, în video ăsta. Arăt mai tânăr, nu știu, acolo eram tuns în video ăsta, de aici. Și acum trebuie să mă tun peste câteva zile, o săptămână maxim. Trebuia să mă tun, dar n-am avut chef să mă duc. Probabil că, nu, că dacă nu-mi las barbă și mă tun și par, da, mai tânăr, poate și mai altfel acum, poate-s puțin schimbat, nu știu. Adică, cred, dar na. Turul apartamentului îl faci, măi, m-am gândit și la ideea asta, aș face, nu știu, nu e ceva wow, e un apartament normal, blocul pe din afară părea wow, apartamentul e normal, dar o să fac. Așa, ok, în ce țară am spus, legat de animale, nu ne-ai spus ce job ai, am spus, deci lucrez în industria automobilelor, construiesc ceva, dar nu muncă fizică, nu e construcții, betoane, chestii de genul ăsta, dar cam atât, nu vreau să zic mai multe. Deci ai plecat, cine mai face videoclipuri pe canalul Viața la Țară, tot eu, când o să fiu acasă și pot să încerc măcar să fie unul pe săptămână, să pot posta. În ce limbă vorbești în țara în care te-ai mutat? În engleză. Majoritatea colegilor cu care vorbesc sunt români, bine, români, polonezi, nemți, turci, toate națiile. Majoritatea vorbesc engleză sau germană. Aici germană e baza, dar bineînțeles toți știu engleză fără nicio problemă. Mi s-a întors în toate așa. Așa, unde faci așa bun? Tot legat de păsări, de, așa, de job, locul de muncă, ce muncești, locul de muncă, cât stai acolo, cât ce lucrezi, ok. Așa, Ungaria, n-are nicio treabă, ce lucrezi. Eu lucrez în Heidelberg, nu știu legat de asta, ok, ce arogant ești, nu mai merge cu banii în România și a plecat și el, comentariul ăsta nu l-am înțeles și am și răspuns, ce arogant e, nu mai merge cu banii în România și a plecat și el, stai liniștit că făceam bani în România, făceam bani, poate sună prost, aveam loc de muncă și în România și îl pot avea oricând, dacă nu știai, sunt antrenor, dar banii sunt mai limitați în România, pentru că na, așa e la noi guvernul, așa suntem noi învățați, să stăm pe mai puțin bani. Nici aici nu câștig foarte mulți, nu mă voi îmbogăți, dar locul de muncă, deci locul de muncă, banii pe care îi câștig, timpul pe care l-am, merită pentru o perioadă cât voi dori eu, cât voi rezista sau cât voi vrea. Ok, legat de bani, ce lucrezi, câți bani câștigi, nu cred că trebuie să spun eu câți bani câștig aici. Probabil majoritatea celor care sunteți în străinătate deja știți cât se câștigă în Germania sau care salariile medii sau minime sau depinde de domeniul în care lucrezi. Asta e cel mai important, domeniul în care lucrezi, câte ori lucrezi pentru că aici ești plătit la oră, nu la zi, nu ai un salariu fix în general, poate sunt și firme care îți dau. Dar, în general, se plătește la oră. Inclusiv orele suplimentare se plătesc, ceea ce este cel mai important. Căci în România poți să muncești
Și până la 12 noaptea și n-ai să primești un ban în plus. Îți spune că trebuie să-ți termini ce ai de făcut. I'm sorry, nene. Cam așa în România. Depinde, la fel, v-am spus, și de patron și de tot. Nu cred că trebuie să spun eu cât câștig, ce salariu am, pentru că nu mi se pare un lucru normal să spun treaba asta public. Nu cred că face cineva asta. Nu aș avea neapărat nimic de ascuns, dar nu vreau să fac lucrul acesta. La fel, nici să spun unde lucrez exact sau ce lucrez exact. Doar că lucrez. Pur și simplu. Am preferat să mai schimb mediul, locul de muncă și să îmi place și mi-a plăcut toată viața mea să încerc din toate. Chiar dacă nu știu. Bine, ideea e că domeniul în care lucrez, am spus că n-am mai făcut niciodată asta în viața mea. Nu am făcut. În schimb, și acasă, și pe lângă casă, și peste tot, am tot construit și diferite proiecte. Ceea ce fac eu, putem spune că e puțin asemănător, construiesc diferite lucruri și asta îmi place și mi-a plăcut totdeauna, să construiesc încă de mic, să desenez și să construiesc. S-ar putea încadra la arte, dar nu e artă ce fac aici, nu are nicio legătură. Ideea este că îmi place să fac lucruri cu mâinile, să construiesc și să desenez, să lucrez. La fel cum fac și ca antrenor. Faci sport cu mâinile, da? Ideea este că cam asta fac, da? Am un job care îmi place. Asta e cel mai important. Mă simt bine, mă simt ok, am timp și pentru mine, dar da, mi-este dor de familia, abia aștept să mă duc acasă să-i revăd. Dacă aș dori, pot să-i aduc și pe ei cu mine, să vină într-o vacanță sau lucruri de genul ăsta. E normal. Oricine e plecat în afară și mai aduce familia. Astea sunt chestii personale, n-are nicio importanță. Dar am luat decizia că să nu las canale baltă. Prima dată am zis că, bă, hai să nu mai postez nimic un an. Nu știu, dacă stau un an, am zis că nu vreau să mai fac nimic un an pe canale de YouTube. Dar în același timp mă gândesc și la comunitatea pe care o am. Cei care au mai rămas, pentru că știu că sunt un milion de oameni abonați. Dar bineînțeles că la orice persoană care se afișează aici, nu se mai uită toată lumea, pentru că conținutul pe care îl fac nu e pentru toată lumea și nu interesează pe nimeni viața asta pe care o am eu personal aici și nu fac ceva interesant, absolut nimic, sunt conștient de lucrul ăsta. În schimb, cei care mă urmăresc și poate mă apreciază și vor să mă asculte doar din simplu fapt că nu știu ce au văzut la mine, mă urmăresc în continuare, de pură curiozitate, cel mai probabil, să vadă ce mai face și ăsta. Și vă mulțumesc pentru lucrul ăsta. Și am zis că pentru asta, măcar o dată la o săptămână, la două săptămâni, mi-aș dori săptămâna să încerc să postez. Cred că aș putea să fac treaba asta. Aș putea 100%. Numai că am luat decizia să-mi văd mai mult pentru mine, de timpul meu. Să mă duc din nou la sală mai mult decât o făceam în ultimii ani, pentru că nu mai aveam timp, deși am sală acasă, nici acasă nu mai apucam să fac, având multe treburi și tot ce am eu pe cap și ce aveam înainte. Nu pe cap, pentru că îmi plăcea și îmi place în continuare tot ce am și ce făceam și acasă și tot. Dar nu mai permitea timpul. Și încercam timpul. De ce nu mai permitea timpul? Pentru că încercam să mă acces foarte mult și pe YouTube ca să pot să mențin toate canalele cât mai active, să încerc să vină și de acolo un plus, care am realizat că nu se merită acel plus, pentru că mulți au impresia că mi-a mai scris cineva că doar cu YouTube-ul făceai bani de te spărgeai. Știi tu lucrul ăsta? Știți voi cei care credeți că se fac bani atât de mulți, cum se laudă anumiți YouTuberi, dar nu spun, adică sau unii din ei spun că bă, nu fac banii din YouTube, îi fac din colaborările pe care le postează pe YouTube sau pe tot felul de social media pe care le au pe rețele, în principal. Pentru că banii nu se fac din YouTube-ul propriu zis, ci din faptul că ei sunt persoane publice, că sunt influenceri. Eu nu sunt așa ceva, eu sunt un om. Acum 15-16 ani, când m-am apucat eu de YouTube, în 2007, unii din ăștia care acum peste mine, cum s-ar zice la număr, că nu mă interesează numerele astea, aveau câțiva ani, nici nu existau poate. Aveau câțiva ani, nu știu, aveau 5 ani, aveau 3 ani, aveau, nici măcar nu existau. Ca și erau copii, bebeluși, știi? La asta mă refer. Nu mă interesează, mă bucur pentru ei, au făcut, au muncit, trag înainte, bravo, felicitări. Dar eu nu sunt la nivelul ăla. Eu n-am vrut niciodată să ajung la nivelul ăla pentru că nu mi-a plăcut să fac conținutul ăla. Nu m-a interesat. Nu am vrut să mă vând, nu am vrut să mă afișez așa, nu m-a interesat. Am fost și eu căutat. Da, frate, și eu puteam să fac la, cum le spune, cazino, păcănele, căcaturi de astea. Da. Vă arăt în e-mail-uri, 10,
zeci, oferte, căcaturi. Știți ce le făceam eu? Poate nu mă credeți. Începeam să bat joc de ei, să le triplez ofertele, să le nu știu ce, știam că ca să mă refuze. Sau mai erau din străinătate și începeam să le spun cuvinte în română, nu injuri, niște bajocuri de la, bă, gen, să mă lase în pace, știi? Adică nu m-a interesat și aș fi putut să fac și eu asta. Eu vreau să-mi schimb mașina. Păi, ca idee. Puteam să-mi schimb mașina într-o lună, în două luni, imediat, dar mașină, tată, mașină, nu mai, nu, știi? Dar nu m-a interesat lucrul ăsta. Puteam să mă afișez cu diferiți YouTuberi. Nu m-a interesat lucrul ăsta și nu mă interesează. Mi-a plăcut să muncesc pentru mine, să-mi văd de viața mea și de familia mea, prioritățile principale. Certurile astea banale de pe social media, să mă pot afișa, să fac bani, să nu știu ce, nu mă interesează. Acum, ca un mic experiment, nu știu de ce, mi-a lăsat cineva pe TikTok, am postat video în care fac flotări și mi-a scris cineva random, bagă-te în RXF, nu e prima oară când îmi scrie treaba asta de RXF. Când am văzut, am zis, bă, să-i răspund sau să-i răspund cu un video și să pun la mișto, am răspuns cu un alt video în care fac alte flotări și am spus să fac treaba asta, adică gen să mă bat în gală și bineînțeles că clipul deja e viral, are 100.000 de vizualizări într-o zi, două, instant, față de restul, când toată lumea a văzut treaba asta, ce azi, gata, bate-te, că faci bani, că nu știu ce. Sunt 100% conștient că dacă aș spune treaba asta, cred că aș fi invitat. Dar eu m-am bătut într-o gală, nu ca RXF, ăștia nu se bat aici, ăștia se joacă, ăstea se mai mulțăresc, ăstea fac chestii de genul ăsta. Și eu pot să fac asta. Ok, hai, dați-mi, pac, pac, știi? Eu, înainte de a exista RXF, pentru cei care nu știu, m-am bătut într-o gală MMA pentru o cauză nobilă, mi-am luat pumni în cap, nefiind profesionist, absolut deloc, cu un tip negru, pe românește, un băiat foarte fain, pe care l-am cunoscut și acolo, cu care încă mai țin legătura, de vreun 1,90 m și ceva, cu vreo 12 kg peste nivelul meu atunci, pentru o cauză caritabilă. Fără să câștig bani, m-am bătut într-o gală la Berlin, tot prin pay-per-view, unde oamenii au intrat, au plătit pentru un băiat care a avut probleme, care avea probleme grave de sănătate și s-au strâns bani pentru cazul ăla. Fără ca eu să primesc un ban, ci doar pumni în cap, pe gratis. Acum 4 ani și ceva, de Crăciun, 2019, aveam clipurile pe YouTube. Mi-am luat bătaie ce-i drept în gala aia. Era mult peste nivelul meu, eu aveam genunchiul praf. N-am spus treaba asta adversarului că am genunchiul praf, că mi-ar fi tras direct la genunchi. Am mai explicat, n-are nicio legătură. Dacă ai idee, dacă vreau să fac bani online, aș putea să fac bani online foarte repede. Dar pot să fac bani ca orice om normal, pentru că sunt un om normal. Deci, sper să mă înțelegeți. Cei care aveți creier și cei care aveți o vârstă peste medie, nu știu să zic așa. Deși sunt și oameni mai în vârstă decât mine sau tineri ca mine, care nu realizează lucrurile astea și preferă calea ușoară și pare rău de viața lor. Nu știu, fiecare face ce dorește, cum gândește. Cam astea sunt întrebările, multe s-au repetat. Am vrut să fac video ăsta, nu știu. Poate să fac și un apartament tour de ăsta. O să vreau să mai fac vloguri de aici. Aș putea să ies în fiecare seară să filmez, dar e întuneric afară. Am timp. Dar se lasă seara la 4:30, 5 deja e întuneric. Dacă ar fi vară, la 8-9 mă duceam și filmam și făceam. Am idei, vreau să mă duc în multe locuri să filmez. Vreau să mă duc la o sală cu trambuline pe care am găsit-o aici. Genială, imensă, numai cu trambuline. Vreau să mă duc la un... Nu vreau să vă zic la ce. Chestii ce mi-au trecut prin cap. Vreau să fie surpriză. Când, nu știu când. Sper să reușesc. Dar atunci când voi simți, pentru că nu vreau să mă forțez, nu vreau să mă simt forțat de absolut nicio împrejurare. Postez când simt nevoia și când cred că pot să mai postez. Cam atât. Ăsta ar fi video. Ne vedem data viitoare. Pe social media sunt foarte activ. Pe TikTok am început și pe Instagram mai postez mai des. Așa că le aveți în descriere.